Bun găsit, dragi prieteni! Suntem din nou prezenți cu aceeași bucurie alături de Părintele Teologos în Sfântul Munte Atos, la chilia intrarea Maicii Domnului în biserică din Schiptul Lacului. Trebuie să intru cât mai repede în subiect, spunând doar că în timp ce noi ne uităm în dreapta, se pare că cineva în stânga face niște lucruri și o să spun foarte repede următoarea chestiune. Cumva s-a încheiat această temă medicală, dar aproape când ne gândeam să sărbătorim, iată, noi am intrat, evident, fără voia noastră, într-o altă tematică socială, mult mai complicată, o tematică militară. Nu știm, sau poate că nu putem acum să spunem că nu este întâmplare, însă tematica există și aș vrea să vorbim, să plecăm în discuția noastră de la următoarea realitate. În stânga, unde spuneam că nu suntem atenți, se lucrează foarte intens în ceea ce privește digitalizarea omului. Pare un cuvânt desprins din literatura science fiction, însă dacă suntem doar puțin atenți, vedem că în jurul nostru se întâmplă lucruri acum. Aș vrea să vă rog să explicați, să ne spuneți, în primul rând, din punct de vedere duhovnicesc, dar și tehnic, pentru că aveți această cădere profesională, ce înseamnă, ce presupune și care este pericolul acestei digitalizări a omului. Da. Cu digitalizarea, sau mai bine zis cu electronica, există o creștere foarte mare a controlului asupra omului. Acest control, la început, era departe de personalitatea omului, adică îi controlai câți bani are în bancă, eu știu, profilul de pe Facebook și așa mai departe. Însă, pe măsură ce digitalizarea crește, acest control va crește și el. Adică sunt tot felul de, eu știu, ceasuri, smartwatch-uri care controlează temperatura, controlează pulsul și mai departe. Vedem că este o obsesie cu controlul uman și această obsesie, teoretic, este bună. Pentru că, după cum spuneam, omul nu-și mai are, cum să spun, nu mai are grija a ce puls are, nu mai are grija a ce presiune sanguină are, nu mai are grija banilor din bancă, pentru că cum îi spune, sunt în siguranță la bancă, da? Și totdeauna poate să vadă eu știu, pe o aplicație, pe celular sau oriunde poate să vadă câți bani are în bancă, poate să-i scoată de acolo, să-i trimite în altă parte și așa mai departe. Și la fel și în cazul pulsului sau în cazul presiunii sanguine, știind cât are, ceasul respectiv o să-l anunțe când pulsul crește sau presiunea crește peste o anumită valoare. Dacă nu ar fi existat aceste facilități, omul s-ar fi dus la bancă, la sucursala de pe strada cutare sau, cum este în cazul nostru, la Carea, adică, deci la, nu știu, jumătate de oră cu mașina de aici, un drum pe hârtoape și, bineînțeles, dacă este iarnă, chiar un drum inaccesibil până acolo. Iar în cazurile medicale de care aminteam cu ceasurile acestea, sau, mă rog, cu alte dispozitive electronice, trebuie să mergi tot așa, să te gândești când este medicul disponibil, o asistentă, să-ți ia pulsul, să-ți verifice tensiunea și toate astea. Bun. Deci, după cum vedem, apare această parte pozitivă a controlului. Problema cea mare este că acest control, experiența ne arată că teoria ne arată că poate fi folosit în scopuri malefice, și experiența ne arată că, într-adevăr,
uneori este folosit în scopuri malefice. Și aici, întotdeauna când spunem astfel, ne gândim la ceilalți, adică la cei care nu sunt în clasa noastră socială, în tabăra noastră. Adică ne gândim la conducători, că ei o să folosească acest sistem în scopuri malefice, dar să nu uităm că au fost folosite în scopuri malefice și de către cei din clasa noastră socială, adică de niște oameni care foloseau toate aceste facilități pentru tot felul de lucruri neavenite, da? Adică, eu știu, să vândă baze lucruri... Baze de clienți, da, baze de date, da, pentru a optimiza, exact, sistemul comercial. Da, o mulțime de lucruri care erau la limita ilegalului, da? Și deci în baza acestor comportamente pe care companiile care ofereau aceste facilități electronice, companiile respective strângeau acest control, făceau din ce în ce mai strâns, din ce în ce mai exact, dacă doriți, și bineînțeles că acest control din ce în ce mai exact se răsfrângea asupra tuturor și cineva poate să spună că da, dar eu sunt băiat bun, eu nu fac nimic, adică nu mă interesează treaba asta. Bun, dar tu o să ajungi la un moment dat să nu mai poți să dovedești că ești un băiat bun. Mai poți să dovedești că ești un băiat bun? Unu. Și doi, cine definește că ești un băiat bun sau nu? Pentru că sistemul de valori al vestului, sistemul de valori al, hai să zic așa, neortodox, este foarte diferit față de sistemul de valori a unui om ortodox. Și din cauza asta, la un moment dat te trezești că nu ești un băiat bun. Și nu ești un băiat bun nu numai datorită faptului că ești ortodox, dar și foarte mulți vestici care sunt păcătoși, că toți suntem păcătoși, cu atât mai mult cineva care nu știe de ortodoxie, poate omul să facă o greșeală și atunci, datorită patimilor, poate să fie, să fie banat pe Facebook, s-a întâmplat atâtea ori, nu? Să fie, să primească un rating scăzut. Bun, și asta de la cine primește? Primește de la o doamnă cu bigudiuri care s-a certat cu el sau nu i-a plăcut lui, ce replică pe care a dat-o el pe Facebook. Bun, nu-i bine că pe Facebook a fost banat, dar gândiți-vă ce se întâmplă dacă asta unde se ajunge dacă asta se întâmplă cu contul în bancă. E foarte diferit, înțelegeți? Deci, pe de-o parte este o durere pe care cineva o are în clipa în care primește, cum spuneam, datorită acestui control, o banare pe Facebook sau, ceva, un strike, cum se numește, și alta este în clipa în care se atinge de însăși viața lui, de persoana lui, nu în sens că îl omoară pe om, ci în sens că efectiv, da, e o moarte și asta, adică îi tai accesul la bani sau îi tai accesul la locul de muncă sau așa mai departe. Și asta, cum spuneam, dintr-o ceartă pe Facebook, de exemplu, cineva a spus pe Facebook, că el își ține pisica afară, da? Și doamna respectivă și iubește foarte mult pisicile și nu e de acord cu domnul respectiv că de ce își ține pisica afară. Uitați concret, s-a întâmplat asta. Și atunci doamna respectivă banează pe omul respectiv. Și omul respectiv, întâi de toate, nu știu dacă știți cum sunt sistemele acestea de banare, omul respectiv foarte probabil că nici măcar nu știe cine l-a banat. Da? Și omul respectiv trebuie să găsească, întâi de toate e ascuns cine raportează, da? Și omul respectiv habar nu are de ce a fost raportat, de ce a fost banat și cu cine să se certe, trimite la Facebook cui, unde, și gândiți-vă că toată treaba asta, hai să zicem că pentru Facebook e cum e, dar ce se întâmplă în clipa în care, cum spuneam, nu o să mai ai acces la contul în bancă. Asta ați făcut foarte frumos legătura cu o altă piesă din acest puzzle, și anume și în mediul nostru social a început să se discute serios despre creditul social, despre această nouă formulă de organizare socială și administrativă a societății, un experiment deja a trecut de faza de experiment în China, în câteva zone se derulează de ani buni, prin care omul care este transformat, redus la nivelul de individ, primește un scor. Și acest scor este
cumva întocmit în urma unor clasificări, în ceea ce cumva prin modul lui de raportare la servicii, în zona de socializare, exact cum a spus dumneavoastră, în spațiul intim și așa mai departe. Dar aș vrea să vă rog pe dumneavoastră să continuați și să explicați care este pericolul acestei viețuiri prin credit social. O să devenim, o să fim o societate de oameni dezirabili și indezirabili? Nu, bineînțeles. Problema cea mare este că nu poți să reduci persoana la un număr. Nu se poate reduce persoana la un număr. Asta se încearcă. Da, bineînțeles că se încearcă. Și mai ales că acest număr, cine îl evaluează? Acolo este problema. Adică, cine îl evaluează? Și unde mai pui că pot să fie o mulțime de probleme și cu sistemul, și când spun cu sistemul, și cu sistemul informatic, adică bug-uri de programare, cum se numesc, greșeli de programare, dar și cu tot felul de întâmplări. Țin minte o întâmplare cu un programator, nu știu, ți-am mai spus, cu cineva care a fost băgat la închisoare, din greșeală. Deci el a ajuns la închisoare și din greșeală și a fost la închisoare 10 minute, 20 de minute, a fost o coliziune de nume, nu mai țin minte, în orice caz, s-a întâmplat ceva și el a ajuns acolo. El a dat actele, s-a văzut că nu, așa, mai zice, domnul, puteți să plecați. Bun. Omul s-a dus și a alergat la avion ca să ia avionul, ca să recupereze timpul pierdut și i-a spus, doamna de la ghișeu, domnule, nu puteți să așa, că nu puteți să luați avionul, că v-a scăzut indexul social. De ce m-a scăzut indexul social? Păi zice, păi... Ce înseamnă asta? Da, ați fost la poliție. Ați fost la poliție și asta că v-a scăzut indexul social. Ce a zis la poliție? Și zice, domnul, zice, doamna, a fost o greșeală, adică să ne înțelege. Și doamna zice, domnule, nu vă pot scoate biletul, că sistemul nu permite. Deci butonul este dezactivat. Nu pot, și eu nu pot să-mi asum riscul că ceea ce spuneți dumneavoastră că a fost o greșeală e adevărat, pentru că, cum să zic, toți criminalii, da, toți criminalii zic că sunt nevinovați. Nu pot. E, și omul s-a dus la tren, se ia trenul, n-a putut să ia nici trenul pentru că avea indexul social scăzut și până la urmă omul a ajuns la Beijing cu autostopul. Cu autostopul. Deci, lucru care se întâmplă. Deci asta s-a întâmplat. Înțelegi? Deci nu vorbim cazuri ipotetice aici. Deci vreau să spun că apar tot felul de probleme și bineînțeles că omul avea o întâlnire de afaceri și mai departe. E, și acum ce să zic că la întâlnirea de afaceri? Am întârziat când m-a prins poliția? Înțelegi? E foarte dificil, apar niște probleme foarte complexe care foarte greu se gestionează. Foarte greu se gestionează. Pentru că, încă o dată, dacă Dumnezeu ar... Deci dacă lucrul ăsta ar fi fost de la Dumnezeu, Dumnezeu ar fi făcut de la început să fie așa. Adică noi toți avem darul clar vedere, adică să cunoaștem gândurile unii altora. Dar de vreme ce nu suntem în stare să gestionăm toate lucrurile astea, din cauza asta Dumnezeu a lăsat libertatea umană. Să libertatea umană astfel încât omul să fie totuși liber. Dar pe de altă parte, vedeți că ceilalți spun, bine, dar dacă lași pe om liber, face prostii. Înțelegeți? E o problemă foarte complexă și soluția este, ca de obicei, este întoarce la Hristos. Și eu să ne întoarcă la Hristos, că altfel să ajungem să ajungem la... Ferească Dumnezeu. Deci viitorul este sau ortodox sau nu o să fie. Asta spun pe față. Înțelegeți? Deci nu există altceva, pentru că de obicei oamenii caută tot felul de soluții. Nu. Soluția este ca omul să fie om adevărat în Hristos, să-L ajute Dumnezeu, mai ales în complexitatea asta. Bine, raportându-ne strict, să spunem, la cultura noastră, la legătura noastră istorică, aș putea să spun cu Dumnezeu, slavă Domnului, în poporul român există încă suficient discernământ în a gestiona aceste lucruri altfel. Însă în spatele nostru există o energie, să spunem așa, sistemică, ce creează extrem de multă presiune ca și aceste lucruri despre care se discută la modul oficial. Da, nu sunt proiecte. Sunt lucruri nu care sunt teoria conspirației, cum era mai de mult. Sunt lucruri care pot fi verificate la nivel de comunitate europeană. Sunt comisii deja desemnate pentru a implementa acest program în toate țările care fac parte din comunitatea europeană.
Noi nu vrem să spunem neapărat că este cel mai mare pericol, însă este ceva nefiresc, nenatural. Da, pentru că încă o dată oamenii s-au depărtat foarte mult de Dumnezeu și în clipa respectivă dispare această luminare a minții care să-l țină pe om într-un echilibru, adică să zică, băi, vezi că asta nu-i bine. Dacă nu există nimic care să spună omului, băi, vezi că asta nu este bine, atunci omul zice, de ce nu? Bun, hai că implementez, ce să zic, îți spun ca la, cum era mai demult la deținut, deci ai o brățară cu GPS pe ea, sau celulară din buzunar cu GPS pe ea și să văd unde ești. Ca nu cumva să... Și eu mă gândesc că în viitor tema, cum îi spune, tema... Da, am înțeles că în România a fost un scandal pe tema asta, tema, cum îi spune, domiciliului, o să fie pe bază de GPS. Adică, de ce nu ești la domiciliul tău? Și așa te urmărești pe GPS. Și bineînțeles că, bine, nu e cazul meu, dar o să-l găsească pe unul, este plâmbarul sau pe nu știu unde. Și plâmbarul de ce? S-a dus în barul ca să-și caute copilul. Și atunci dușmanul lui o să vadă că ăsta merge prin barul și, bineînțeles, o să-i scadă indexul social. Iată, sau alte lucruri, că să-l dea prin presă și Bunul Dumnezeu cum să se mai răspune pe el. Lucrurile se întâmplă deja și o altă parte din această istorie prezentă a noastră este privită cu foarte mult entuziasm. Noi am putea să spunem și cu extrem de mult naivitate. Vorbim aici despre internetul corpurilor, despre internetul lucrurilor, despre conexiunea dintre ele, iar efectul, unul dintre efectele imediate și foarte ușor de înțeles, este exact cel pe care l-ați prezentat mai devreme. Nu te va constrânge cineva, dar va ști permanent, accesându-te pe tine ca persoană, unde ești, ce faci și de ce faci sau de ce nu faci. Și aș vrea să vorbiți și despre... Nu o să știe ce de ce faci. S-ar putea să știe și ce gândești. Da, o să creadă el că știe de ce faci. Deci o să fie, de fapt, o împărăție a bănuielii. Adică, cum spuneam, deci în clipa în care tatăl își caută fiul prin baruri, cel care are o bază de date și în baza aia de date vede că sunt X oameni sau vede perspectivă că merge prin bar, nu știe că mintea lui este o minte de tată rănit că îl caută pe fiul lui prin bar. Zice, asta s-a dus în barul să bea. Înțelegeți? Deci, e vorba de bănuială. În clipa în care eu, cum să spun, navighez pe internet sau așa mai departe, știam dacă eu, ce să zic, mă uit din curiozitate, de exemplu, nu la războiul din Ucraina, care acum, nu mă prea uit, dar să zic că mă uit, sau altcineva să uit, ok. Și de ce să uită ăsta numai așa? Deci ăsta înseamnă că este cu rușii, sau ăsta înseamnă că este cu ucrainieni și mai departe. Atunci îi faci omului un profil și la un moment dat te scoți o bazaconie de te mirce pe tema asta. Înțelegeți? Sau tot felul de lucru. Se creionează ceea ce... Puneți dumneavoastră mai devreme, acest scoring social. Da, 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 care provine, e pe bază de bănuieli, cum spuneam. Și este extrem de subiectiv. Da, da. Dar pentru... produce efecte în plan concret. Da, 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 pentru că încă o dată e vorba de o evaluare și chiar obiectiv să fie, este o, ce înseamnă obiectiv? Este o evaluare bazată pe, cum spuneam, pe bănuieli, adică pe concluzii pe care le trag eu relativ la comportamentul celuilalt. Înțelegi? Care aceste concluzii nu sunt posibile să nu fie corecte, să ne înțelegem. Să vorbim puțin despre această conectare profundă. Internetul corpurilor, internetul lucrurilor, efecte secundare imediate. Efecte secundare imediate. Atacul mașinilor de spălat. Da, este un exemplu pe care ni l-ați oferit, da, și este deja clasic. Da. Dar mergând puțin mai departe, da, haideți să ne imaginăm un om care este conectat până în măduva oaselor, poate și în creier, cu ceva, un microchip, el se bucură și este extrem de entuziast că poate să miște metaforic vorbind obiectele prin casă, le deschide, le închide, programează, are posibilitatea de a dialoga instantaneu fără să mai folosească chiar un device și așa mai departe. Deja intrăm iarăși asupra omului. Da, astea sunt lucruri bune. Bine, nu sunt lucruri bune, dar în cum îi spune, în accepțiunea lor sunt lucruri bune.
Și pe baza asta, cum să spun, se validează progresul. Problema cea mare este că omul nu a fost făcut să miște lucrurile prin casă. Omul a fost făcut să se roage, omul a fost făcut să se unească cu Dumnezeu. Nu se meargă în direcția asta de să facă scamatorii și așa mai departe. Asta sfinții le făceau numai și numai atunci când să ajute pe oameni. Adică să fie minuni și totdeauna minunile aveau un efect de folos sufletesc. Direcția e greșită, cred că am mai spus asta de multe ori. Deci omul, încă o dată, trebuie să-și îndrepte mintea luminată către cer. Astăzi omul este în continuu pe tema progresului, pe tema și mai departe. Asta dincolo de faptul că, bineînțeles, poți să descoperi tot felul de boli sau tot felul de așa mai departe și deci omul să fie indezirabil, că are anumite boli. Dar problema este că în clipa în care omul își pune tot felul de astfel de device-uri, ceea ce bine pot să facă aia, ce bine pot să facă aia, ce bine pot să fac și cealaltă. Sigur, cum spuneam, teoretic asta este bine și practic poate să fie bine. Dar, pe de altă parte, omul uită de smerenie. Omul trebuie să simtă puțină durere. Deci eu mă gândesc acum la celulare și mă gândesc și la alte lucruri. În clipa în care omul nu mai are boală sau nu mai are, cum să spun, puțin efort, apropo, cum spuneam și de celulare, omul nu mai are răbdare. Deci eu trimit acum un mesaj în canal și aștept să vină mesajul înapoi. Mai de mult trimiteai o scrisoare și îți venea după nu știu cât timp dacă nu se pierdea la poștă. Noi suntem trestați dacă celălalt nu răspunde în câteva secunde. Păi asta zic. Dacă au trecut minute deja... Da, da, da. Ce faci, măi? De ce nu-mi răspunzi? Da, da, da. Nu contează. Astea sunt lucruri distructive pentru personalitatea umană. Sunt lucruri distructive, înțelegeți? Nu există, nu mai există acel timp de contemplare a omului, acel timp de gândire a omului. Omul trebuie să stea, să poată să se gândească. Omul astăzi nu se mai gândește pe sine se. Ci omul astăzi aleargă într-o goană de nebun. Înțelegeți? Aleargă într-o goană de nebun, nici măcar el nu știe unde. Și asta toate provine din toate aceste, facilități, dacă doriți. Toate aceste facilități. Acum, în cazul Internet of Bodies, lucrurile, cum spuneam, trebuie să fie foarte bine drămuite și totdeauna știința trebuie să fie în slujba omului. Dar datorită faptului că se pune pe primul plan avansul științei, bineînțeles că știința o să-l distrugă pe om dacă nu se pune în față Hristos. Deci eu nu-mi imaginez, deci știu sigur că viitorul va fi viitorul unei societăți ortodoxe, dacă va fi, dacă nu va fi jale, așa? Dar nu-mi imaginez o societate ortodoxă idilică, adică, eu știu, cu flori și cu, eu știu, fără tehnică sau fără așa mai departe, dar nu folosită în halul ăsta, pentru că și noi tot tehnică folosim la ora asta, înțelegeți? Deci nu mă gândesc la o întoarcere în epoca de piatră, chiar dacă un război poate să-l ducă pe om în epoca de piatră, așa? Ci mă gândesc la o întoarcere la lucruri, la naturale, la lucrurile naturale. Adică nu mă gândesc la om să meargă cu căruța, ci mă gândesc la omul împărat care poate să stăpânească mașina. Și nu mașina să stăpânească pe el. Adică să nu inventeze orice fel de lucru și mintea lui să fie la inventatul lucrurilor pentru că poate să facă treaba asta. Omul nu are nevoie de așa de atâtea lucruri. Omul trebuie să, cum spuneam, să se roage, să meargă la biserică, să postească, să facă teologie și dacă mai rămâne timp, atunci o să se ocupe de tehnică și de știință. Știu că ceea ce spun acum pare, cum să spun așa, o nebunie pentru foarte mulți, dar asta este calea pentru a obține echilibru duhovnicesc și mental. Și mental, pentru că foarte mulți oameni astăzi, din domeniul științific, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar oamenii au probleme, și cunosc cazuri concrete, oamenii au probleme cu nervii. Adică se ceartă cu soția, nu se pot căsători, nu pot să relaționeze cu alți oameni. Mai de mult țin minte, deci când eu eram tânăr, și nu vorbesc de numai cu 100 de ani, ci vorbesc când eu eram tânăr, era o mare rușine, iar nu vreau să jignesc pe nimeni, era o mare rușine ca omul să nu se căsătorească, o mare rușine ca omul să se despartă. Astăzi oamenii nici măcar, tineri nici măcar nu mai sunt în stare să se căsătorească, să vorbească cu o fată. Deci, bineînțeles că trăiesc în concubinaj, cu una, mâine cu alta, cu cealaltă, merte bun Dumnezeu. Și toate astea provin
din această exacerbare a tehnicii și această frică de moarte care îi împinge în părăsirea vieții duhovnicești și axarea pe tehnică. Și asta vorbesc eu, care toată viața mea a fost în tehnică. Da. Ceea ce spuneți noastră relevă o realitate și dacă suntem doar serioși cu noi înșine, nu putem să negăm faptul că mediul firesc al omului este cel natural, cel oferit de realitatea din jurul nostru. Dar iată că vorbim despre o realitate imaginată, spațiul virtual, un cuvânt care a devenit mult prea firesc și mult prea comun, dar a evoluat și a evoluat către ce? Iată, avem metaversul. Avem un spațiu real în zona imaginară, deși termenii sunt contradictorii, în care prin intermediul unui avatar, iarăși folosim deja cuvinte care s-au regăsit în producții science fiction, deci prin intermediul unui avatar... Avatarul, iartă-mă că te întrerup și după aceea continui, avatarul provine din religia păgână, era un zeu persan. Neîntâmplător. Aici scenaristul a făcut eforturi să găsească ceva. E, prin intermediul acestui avatar, eu pot să-mi cumpăr proprietăți, pot să fiu vecin în funcție de banii pe care îi investesc cu avatarul unor personalități din politică, industria muzicală și așa mai departe. Și în acest metavers se tranzacționează proprietăți. În acest metavers poți să faci foarte multe lucruri care par reale, care sunt generatoare de stimuli extrem de intenși. Vă rog să faceți un comentariu, pentru că, iată, noi am plecat de la discuția digitalizării și am ajuns într-un plan în care lucrurile sunt, să spunem, într-un soi de pionierat, dar ele se derulează extrem de rapid. Da, problema metaversului este mult mai complexă pentru că el există deja. Bineînțeles că Zuckerberg a făcut mare tam-tam. Trebuie să știți că acest lucru există deja în jocuri, în aceste lumi virtuale. Bine, eu n-am jucat, dar cunosc destul de bine. Este vorba, încă o dată, este vorba, bine, aici sunt mai multe lucruri. O dată este vorba de căutarea disperată a omului după rai și pentru că au dat cu piciorul Dumnezeu, omul neputând fără Dumnezeu, au găsit un alt Dumnezeu, Dumnezeu virtual, cum spunea un mare și foarte influent, de fapt nu-i mare deloc, dar este un foarte influent filozof actual, să nu spun numele, că la urmă să avem o întreagă poveste pe tema asta, care vorbea despre faptul că Dumnezeu nu există și Dumnezeu este cloud-ul, adică este, cum să spun, acest nor de calculatoare, vorbesc pentru cei care nu cunosc ce înseamnă cloud, da? Acest nor de calculatoare care stochează de fapt toată inteligența, cum se cotește el, toată inteligența umanității. E, frățul, nu e așa, pentru că Dumnezeu există și Dumnezeu este real. În clipa în care cineva este absorbit în lumea virtuală, el se pregătește pentru o lume care nu există. Se pregătește pentru o lume care nu există și în clipa respectivă, personalitatea lui este sfârșiată și începe să aibă deviații de comportament. Pentru că el se crede cineva care de fapt nu există. Nu știu, ți-am mai spus de cazul unui tânăr care m-a impresionat foarte mult. El era un mic funcționar, scana niște documente. Și juca un joc, Sims se numea, poate că știți, n-are importanță, în care jocul acesta simula, deci un joc destul de vechi, simula o cotidianul unei lumi reale. Deci un fel de pre-metavers. Am spus că ideea metaversului este o idee veche, doar că Zuckerberg acum face mare tam-tam pe treaba asta. E, și acolo, în acest, cum îi spune, în acest joc, el ajunsese să fie bishop, cum se numea pe sine, adică să fie episcop. Așa. Și la un moment dat a avut o criză de nervi. De ce? Pentru că el, cum era bishop, da? Și mai ales
îmi explica el mie ce înseamnă să fii bishop și ce înseamnă să așa, era total transpus, uitase de fapt de condiția lui de mic funcționar care scana documente și la un moment dat, cum spunea, avusese o criză de nervi. De ce? Pentru că în clipa în care în joc vrea să prindă așa de față pe un personaj de acolo, datorită unei greșeli de programare, a intrat mâna prin fața celuilalt. Deci era, fiind o greșeală de programare, mâna trecuse dincolo. În clipa respectivă a făcut un atac de nervi, de ce? Că și-a dat seama că nu este real. Adică că el nu este bishop, că lumea care îi separa atât de perfectă și atât de frumoasă și lumea atât de strălucitoare în care era o lume falsă, da? Așa, și deci omul a făcut cu nervi. Și venise la mine și îmi spunea, plângea, că n-a putut să rezist la treaba asta. Și eu încercam să-l consolez, pe de parte nici măcar nu înțelegeam, era într-o stare de șoc, adică, dragă, e vorba de un obiect 3D, un mesh se numește în calculatoare, în calculatoare. Bun, și ți-a intrat mâna prin mesh, de fapt nu ți-a intrat mâna ta, ci a intrat mâna avatarului tău, deci mesh-ul tău a intrat prin mesh-ul ăla. Da, are scofală. Da, dar pentru că el avea realitatea principală acolo și realitatea asta era cu totul și cu totul secundară, deci folosea realitatea aceasta numai să meargă să mănânce și lucruri cu totul și cu totul neimportante pentru el, așa, un eșec acolo semna eșecul vieții lui. Pentru că viața lui era acolo, nu era aici. Și din cauza asta, bineînțeles că era și oarecum dezordonat, era îmbrăcat așa mai... De ce? Pentru că el trăia acolo și acolo era ferchezuit și era, cum să spun, la patru alce, ca să spun așa, din toate punctele de vedere, numai din punct de vedere al vestimentății, pentru că viața era acolo. Și aici era... Bun. Problema cea mare este că această viață nu te scapă de singurătate, că tu ai nevoie de altceva, nu ai nevoie de avatarul celuilalt. Deci nu, tu ai nevoie de o altă persoană. Ai nevoie de Dumnezeu. Și în niciun caz nu va accentua evoluția omului, ci cu siguranță va fi calea sigură către o suferință permanentă și un eșec sau o ratare a raiului adevărat. Motivului. Da, a și scopului. Da, și a raiului adevărat, pentru că te duce niciunde. Adică tu ești sau, ca și la jocurile pe calculator. Tu faci ceva, ce? Ce? Și câștigi puncte. Ce sunt punctele? Nu sunt puncte. Nu există. Adică ce? Și la sfârșit, ce o să primești? Game over. Sau bine, pe ecran o cupă care, sau ceva, whatever, care o să dureze un minut. Nu există finalitate. Nu există finalitate. Deci, este mare problemă cu oamenii de știință, cu atei și cu oamenii credincioși. Pentru că atei spun că nu există Dumnezeu din cauza motivelor ăstor și ăstor și ăstor și ăstor. Oamenii credincioși, nu vorbesc de ortodoxi acum, ci vorbesc de creștini în general din afara ortodoxiei, și o să spun și de ce, spun că nu, că există Dumnezeu ca să-L explică astfel și asta să-L explică așa mai departe. Aia zic, nu se poate explica așa, ba da, ba nu. Nu asta este, cum să spun, calea, adică o împăcare a credinței cu știința. Cum dovedim noi existența lui Dumnezeu din atom sau din, nu știu, Dumnezeu mai știe ce. Ok. Dumnezeu este capital, este foarte important pentru că Dumnezeu dă sens. Dă sens. Deci, cum să spun, nu mă interesează pe mine, sigur, da, are și o anumită importanță, dar mă interesează pe mine că facerea a fost făcută în 7 zile, adică 7 ori 24 de ore sau au fost 7 perioade lungi de timp sau Dumnezeu știe ce. Pe mine mă interesează că Scriptura îmi dă sens, mă mântuie, mă scoate din singurătatea mea, mă scoate din marasmul meu, îmi dă stabilitate duhovnicească și dă pe Dumnezeu înăuntru meu și simt această mare iubire a lui Dumnezeu înăuntru meu și aceasta pot să dau și celorlalți, deci pot să fiu fericit. Pentru asta este foarte importantă Scriptura. Scriptura nu este o carte istorico-biologică care spune creația în sens științific. Adică găsim noi acum dovezi în Scriptură că Pământul este rotund. Înțelegeți? Nu asta este rolul Scripturii. Aici apar marile scandaluri între...
rolul Scripturii este să îți vindece personalitatea, să ne vindece personalitatea umană, astfel încât să putem să simțim pe Dumnezeu și astfel încât să putem să fim fericiți. Bun. Și în clipa în care ne ducem, ne depărtăm de Dumnezeu, deci intrăm în metavers, ieșim din realitatea lui Dumnezeu, în clipa respectivă ieșim și din fericire. Nu o să putem să fim niciodată fericiți acolo, pentru că lucrul ăsta nu este creat de Dumnezeu, este o fantasmagorie umană și deci nu o să împlinească niciodată personalitatea umană, oricât s-ar chinui oameni. Și asta s-a văzut și cu jocurile, s-a văzut și cu deșelate. Și am jucat jocul, bineînțeles, înainte să devin monar. Și plus de asta trebuie spus cu foarte mult accent un lucru și în acest context și probabil și în altele. Scopul omului nu este digitalizarea, scopul omului este Dumnezeu. Dumnezeu, da. Sfințire. Exact, bun, sigur, da. Asta reiese din toate astea. Adică e vorba de o cale greșită, deci de o înaintare spre neant. Asta este, înțelegeți? Deci nu... Nu înseamnă că tot ceea ce putem face trebuie să și facem. Adică eu pot să mă arunc acum pe geam afară. Nu trebuie să fac chestia asta. Cum ar trebui una posibilitatea alegerii, dar această posibilitate alegerii trebuie să fie folosită judicios, să fie folosită duhovnicește. Aici este problema cea mare. Și pentru că s-a pierdut duhovnicia, s-a pierdut sensul, atunci facem lucruri fără sens. Facem orice ce se poate, orice... ca și ciorile. Când văd un lucru că strălucește, merge și îl pescuiește. Nu îl duce în cuib, dar nu îl folosește. Da. Părinte, vă mulțumim. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Sperăm cu voia bunului Dumnezeu, ajutorul Maicii Domnului, să continuăm seria noastră de dialoguri, desigur, spre folosul celor care ne urmăresc și vă urmăresc, pentru că vremurile în care am intrat, în care niște oameni construiesc în stânga, dar noi ne uităm în dreapta, vremurile acelea sunt acum, le trăim și dacă nu ne folosim maturitatea, vom suferi mult. Foarte mult, foarte mult, pentru că... Pentru că totuși Dumnezeu este, cum spuneam, este un adevăr deasupra presiunilor de a impune alte adevăruri. Deci, noi astăzi credem că putem să facem orice. Nu putem să facem orice. Deci, în clipa în care alegem ceva, ne asumăm urmările alegerilor noastre. Vrem? Nu vrem. Da, nu vrem, da. Ele sunt. Ele sunt. Și dacă alegem ceva greșit, o să simțim durerea greșelii noastre. Nu că ne bate Dumnezeu. Nu, dar vine factura. Da, exact. Ce să facem. Da, da, da. Ca și cum eu știu că pe aici trebuie să o iau și în jos către Chiriacon, către Biserica Centrală a Schitului și o iau prin Bărării, o iau prin... Deci nu că face cineva rău, ci că eu aleg o cale greșită. Și această cale este o cale care... Bineînțeles, ar putea să aducă anumite lucruri bune, dar, din păcate, cum spuneam, experiența faptului că oamenii sunt departe de Dumnezeu ne arată că această cale este o cale care va fi folosită greșit. Noi să mergem pe calea cea bună. Doamne, să ajute Dumnezeu. Doamne.